Arhitectura reprezintă un proces complex care implică utilizarea artei și a măiestriei împreună cu numeroase calcule și o înțelegere solidă a principiilor fizicii și ingineriei. În timp ce fiecare structură construită trebuie să se conformeze a anumitor limitări ale materialelor și tehnologiei, este posibil ca unii arhitecți să împingă limitele ingeniozității pentru a proiecta clădiri care par să descurajeze legile naturii. De la clădiri tridimensionale care plutesc în aer până la structuri ce dau impresia de mișcare, clădirile pe care le vei descoperi astăzi nu doar că sfidează. Gravitația și par imposibil de conceput, dar reprezintă și structuri arhitecturale unice din lume. Muzeul de Mâine, Brazilia. Muzeul de mâine este un muzeu remarcabil de știință situat în Rio de Janeiro. Proiectat de arhitectul neofuturist catalan Santiago Calavatra, designul muzeului este inspirat de cultura carioca și explorează relația dintre oraș și mediul natural. Clădirea dispune de o piață de 7600 de metri pătrați care se înfășoară în jurul structurii și se extinde de-a lungul docului. Acoperișul său în consolă are 10 metri înălțime și se extinde pe toată lungimea pavilionului, 75 de metri pe latura orientată spre pătrat și 45 de metri pe spre mare. Clădirea are de asemenea vedere panoramică la Golful Guanabara. Cu toate acestea, cele mai fascinante elemente ale arhitecturii muzeului sunt coloanele solare ale clădirii care atârnă în aer atât spre față cât și spre spate. Muzeul este înconjurat de o piscină de reflexie care dă iluzia că aceasta plutește. Fiind o structură albă plină de linii și cercuri, clădirea pare că se înclină deasupra apei fluturând în vânt. Expozițiile muzeului sunt revoluționare și orientate spre adaptarea populației la condițiile de mediu în schimbare. The Dancing House, Czechia. Clădirea National Netherlands se află în Praga și este o structură aparte. Finalizată în 1996 de arhitecții Vladomir Unic și Gheri, clădirea și-a câștigat poregla de casa dansului tocmai din pricina arhitecturii sale unice. Clădirea este inspirată de dansatorii de la Hollywood Fred Astaire și Ginger Rogers și este construită în stilul arhitectural al deconstructivismului. După cum sugerează și numele, structura pare să imortalizeze un joc de dans între o parte masculină și una feminină. Casa dansului încalcă legile fizicii. Aspectul său pare să sfideze cu adevărat forța gravitației prin formele și configurația sa, evidențiând o anumită senzație de mișcare. Dacă ți imaginezi că această clădire este folosită într-un scop unic, atunci te înșeli, căci această structură incredibilă este folosită ca și clădire de birouri. Casele cubice, Olanda. Construcția complexului rezidențial format din casele cubice din Rotterdam a fost finalizată în anul 1984. Conceptul costă în asemănarea lor cu niște cuburi, fiecare dintre acestea fiind construite la un unghi de 45 de grade. Structura este în sine una foarte abstractă, experții caracterizând acest ansamblu drept o pădure unde fiecare acoperiș de formă triunghiulară reprezintă un vârf de copac. Aceste case par să cadă în orice moment. Fiecare cub este împărțit pe trei niveluri, inclusiv un spațiu de locuit la parter, dormitoare în mijloc și terase în partea de sus. Cuburile constau din schele de structurale din lemn montate pe marginile pardoselilor și sunt susținute de piloni hexagonali. Cu toate acestea, interioarele locuințelor nu sunt înclinate pe lateral, ci incorporează structura unică în podelele nivelate, lăsând în același timp mult spațiu deschis la sol. Hambarul ce se clatină Regatul Unit în SAFO, Agregatul Unit, o structură se diferențiază total de cabanele tipice englezești. Această clădire, asemănătoare unui hambar, dispune de aproape o parte de structură nesusținută. În timp ce jumătate din această clădire arată complet normal, cealaltă jumătate a casei pare să plutească în aer fără niciun suport, fiind susținută doar de o mică grindă. Acest lucru îți va da senzația că această clădire se clatine sau chiar se prăbușește. Există chiar și un leagăn atârnat la capătul secțiunii nesusținute a casei, element ce se adaugă unicității sale. Pentru a menține totuși echilibrul greutății, fundația construcției este echipată cu un nucleu central care include o placă de beton cu o grosime de 400 de mm. Pe lângă calitățile sale care par să anuleze legile gravitației, hambarul este construit din plăși de oțel, ceea ce îi permite să se integreze armonios cu mediul natural de afară prin intermediul pereților săi, iar în ciuda aspectului unic, interiorul este foarte confortabil. Clădirea Mahanakon, Thailanda. Turnul zgârienor Mahanakon are o înălțime de peste 300 de metri și o suprafață de 150.000 de metri pătrați, găzduind atât unități rezidențiale, cât și comerciale. Totuși, nu dimensiunile sale i-au adus popularitatea la nivel mondial, ci aspectul său cu totul special. Acest turn este cunoscut pentru designul său distinctiv și neconvențional, ce creează iluzia de sfidare a legilor fizicii, având o fațadă din sticlă ce pare a fi pixelată și chiar fragmentată. De asemenea, acesta dispune de anumite secțiuni de tip cubic, ieșind în exterior la diferi etaje ale turnului, ceea ce creează iluzia de instabilitate. Mai mult de atât, la nivelurile superioare ale turnului există un model în spirală care dă impresia de mișcare și dinamism. Se pare că turnul se răsucește și se învârte pe măsură ce se ridică, provocând ideea unei structuri mișcătoare. Pe timpul nopții, un sistem de lumini anima această geometrie erodată, transformându-l într-un centru turistic impresionant. Sediul CCTV, China Clădirea sediului televiziunii centrale din China este cunoscută pentru forma sa destul de neobișnuită, adesea descrisă ca fiind o buclă cu manivelă tridimensională. Sediul, finalizat în anul 2012, a fost construit având la bază conceptul de reinventare a zgârienorilor ca bucle ondulate, ridicându-se de pe o platformă comună care este și suportul principal al clădirii, două turnuri se înclină unul spre celălalt și în cele din urmă se îmbină într-o perpendiculară de 75 de metri care sfidează gravitația. Fiecare dintre aceste două turnuri se înclină la un unghi de 90 de grade sus și jos pentru a se constitui o formă de tub continuă. Clădirea de 234 de metri înălțime găzduiește o gamă largă de spații, cum ar fi studiouri TV, birouri, facilități de difuzare și producție. Iar, pentru că structura este situată într-o zonă seismică activă, arhitecții au lucrat la structura acestui tub, ce oferă clădirii soliditatea necesară, sporind astfel nivelul de siguranță. Takasugian, Japonia în regiunea Kino din Japonia, arhitectul Terunobu Fujimori a proiectat structura Takasugi An, ce se traduce literalmente prin ceinăria construită prea sus. Aceasta dispune de un design simplu al unei mici ceinării cu o diferență semnificativă. Ceinăria stă doar pe două trunchiuri de castani. Aceasta a fost concepută astfel încât, pentru a o accesa, trebuie mai întâi să urci pe o scară sprijinită de unul dintre cei doi copaci care au fost tăiați dintr-o pădure din apropiere și apoi bine amplasați în pământ pentru a susține greutatea structurii. Clădirea este unică și pentru că este singura din lume care are incorporate cablurile necesare pe sub fundația sa de bază. Este realizată cu materiale de construcție naturală, cum ar fi lemnul, ipsosul și pământul și a fost proiectată pentru a rezista furtunilor și cutremurelor care vizează deseori Japonia. Casa Hemeroscopium Spania în ciuda faptului că este una dintre cele mai complexe structuri din lume, Casa Hemeroscopium a fost finalizată în doar șapte zile de către arhitecții care au avut în minte un concept inedit. Clădirea este proiectată în așa fel încât structurile sale par să joace un joc deoarece sunt plasate în forme ciudate ce dau impresia unui echilibru instabil. Structurile sunt așezate într-o ordine în care se îngrămădesc generând astfel o spirală care iese din grinda principală ce reprezintă suportul stabil al clădirii. Casa are o serie de blocuri masive de beton care par a fi suspendate sau echilibrate în aer, urmând principiul elementelor arhitecturale în consolă, fapt observat în porțiurile ale structurii ce se întind dincolo de punctele lor de susținere. Aceste blocuri sunt susținute de coloane și pereți atipici, creând iluzia că sfidează gravitația. În realitate însă, se utilizează o inginerie atentă și contra greutăți pentru a asigura stabilitatea acestor elemente. Totodată, designul casei permite crearea unor spații deschise și goluri între elementele sale structurale, ce creează una aspect al unor elemente plutitoare. Complexul de Rotterdam, Olanda Înălțimea totală a complexului de Rotterdam este de aproape 150 de metri și se împarte într-un total de 44 de etaje și clasează această structură printre cele mai înalte clădiri din Olanda. Totuși, complexul are un design neobișnuit, având forma unor zgârie nori stivuiți unul peste altul. Din exterior, pare că diferitele turnuri ale complexului nu sunt aranjate corespunzător și pot cădea oricând. Cu toate acestea, la interior, toate cele trei turnuri ale complexului sunt puternic interconectate, întreaga structură fiind susținută de mai mult de 1000 de stâlpi gigantici din beton. Arhitectul responsabil, Rem Kulhas, a susținut că cea mai obișnuită perspectivă asupra acestor structuri va fi aceea de mișcare și a proiectat complexul astfel încât segmentele turnurilor să creeze impresia că se despar și apoi se reunesc pe măsură ce privitorii trec pe lângă ele. Complexul coincide cu imaginea unui joc de Tetris care sfidează gravitația. Biblioteca Centrale di Seattle, SUA. Biblioteca din Seattle își propune să redefinească funcția tradițională a unei biblioteci fiind cunoscută pentru incorporarea unor elemente de design care dau iluzia de a provoca normele arhitecturale tradiționale. Aceasta are un aspect izbitur cu mai multe platforme plutitoare învelite într-o plasă mare de oțel ce dau impresia unei geometrii neconvenționale cu forme neregulate, unghiulare și chiar haotice ce creează iluzia de instabilitate. Mai mult, unele secțiuni ale bibliotecii par a fi suspendate în aer, dar în realitate structura este compusă atât dintr-un sistem port format din stel puternici și grizi, cât și dintr-un sistem seismic bine proiectat pentru a susține întreaga structură. Cele 11 etaje ale sale se extind spre exterior, dând impresia că plutesc, iar datorită designului excelent, prin utilizarea extensivă a sticlei, biblioteca primește o cantitate bună de lumină naturală a soarelui pe tot parcursul zilei, reducând astfel consumul de energie. Structurile prezentate astăzi pun la îndoială existența reală a legilor fizicii și te fac să te gândești dacă gravitația nu este într-adevăr doar în mintea ta. Aceste clădiri faimoase aduc o combinație inovatoare de formă, funcționalitate și tehnologie, în timp ce subliniază că arhitectura poate depăși limitele convenționale și că arhitecții pot transforma ideile lor în structuri spectaculoase.